Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Red Dead Redemption 2. Da, pare ne-am prins în o tonă de probleme cu nenorociții ăștia de aici, din Goara, din Caraibe, din ce-o fi ei. Și acum încercăm să ne facem un drum către casă, să eliminăm pe Fusar. Ok. Ok. Oh! Clear. Let's plant the explosives. Gata, boss, am înțeles. Păi și cum ne facem să duduie? I think so. Knowing you, I have my doubts. Come on, run! Ué, nici dacă am dat foc la mea. Ok. Și că parcă-ți dă-i tântălă eu. Hey, boys! Ieși mă de aici. Wiu! Ieși mă de aici. I-am storcit mâna cu totul. Nu-i bai! Head up the stairs and get the rest of them. Da, boss, da. Unde-s restul? Că nu-i văd. Oh, God! Scuze, încărcam. Ok, Maica, bagă tare. Păi și de unde vin? Vezi, vezi, văd și eu de unde vin. Găți-te, mă! Oh, wrecked! Stai atât! Oh, săracul fix în inimă! Nu mai văd pe așa, dar sunt de-ar putea să fie. Oh, uite unul! Hai, Maica, bagă tare! Ce-ți ia să plantezi niște dinamită, boss? Păi și noi nu facem destul gălăgie încă să-l asasineze pe ăla, că ar fi mai simplu, așa și zicem și... Awesome! Stai așa, boss! Nu mai am gloanțe, nu de alta. Bam! Bam! Săracu, n-aveam nicio idee că sunt acolo. Mamă, dar ce bătrânul m-a făcut într-o dată felul cum arată acum. Știi că-s ceva din fermier ca o nevastă. Aaa, nu spune. I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Fă ceva. I'm sure we will. But not today. Not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are. Which is why you're going to let us leave. Or you are here. Aia zic.
Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain Sam. Let's go. Gentlemen. Oh. Avem chiar că puteai să faci asta. Let's go, boys! I didn't see him. Damn it! They have sent me enforcements. Ce dracu? Stai așa, boss. Da, da, naiba. Get her then. Let's move. Hai, băieți. Ah, lol. Asta e tot ce contează, boss. Barca. Pe bune? Tăt! Ce dracu, mă, zici că trag cu gloanțe oarbe? Cred că din cauza că mă mișc. Gata, o! Oh, l-ai luat pe ăla, nice! Hey, Fuso is up there, I think. In the tower? Yes, yes, that's him. This goddamn idiot. Come on! He's shooting! We have to take him down! Ate, there's another cannon from the head on our left. Can you get to that? I'll try! Hai cu turnul, tunul vieții, boss. Asta fac? Ieși-te, dracu. L-am spart pe fusărel. De a sări creierii. Creierii. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on. We'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to Haiti. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Mamă, ce noapte, frate. We survived. Just about. What now? What now? What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore, one by one, find out what's what. We don't cut and run now? Head no. Back to Blackwater? No. Why not? Because the last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like our luck has turned. You know? And I ain't turning back. I had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We Adica. Just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one. And you know it. Maybe. Cam primul joc. Maybe. We need to split up. Keep a low profile. Try to track down the rest. But carefully. See if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up. We gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy. And that's not what I thought we were gonna be doing here. We have been in a bad way. Listen. I will kill for my family.
Any of you want to judge me for that? That's fine. But that is who I am. Anyone disagree? Well, nu cred. Ah, ce Spart arată Arthur. Damn, bă, băiete, bă. Ah, care întoarcem înapoi la civilizație, nu mai trebuie să stăm prin jungla aia odată. Jungla aia a fost crimă. Literalmente crimă. Azi, mai ales partea cu evadatul și tot așa a fost nebunie. Zicem acum, ce planuri avem noi de fapt să facem pe aici, nu? Apoi zic și eu că o să fie o treabă. Mă întreb cum s-au schimbat lucrurile și câți oameni mai au mai supraviețuit. Dear Uncle Tacitus. Să nu zici că asta a fost tot chapter 5, că ar fi super trist. Că mai avem o tonă de chestii de făcut. Cine e ăsta? Ai dat bani la băiet? Unde ne aflăm? Suntem cât de cât ok. Dar ne-am întors în zona asta în sfârșit. Ăla-i calul meu. Steluța? Nu, aia nu-i steluța. Shady Bell. A, deci trebuie să fur calul ăla până la urmă. Well, shit, son. Gotta take it. Pana mea, dar nu o să merg pe jos până acolo, și Dumnezeu. Luăm cai random pe care găsim, știi? Adică, pui mei, ce putem face de acum? Bă, băiatul, mă, ce aventură a fost asta, mă. Super aventură, mă jur. Super aventură și faza e că încă jocul nu e gata, mai avem o grămadă de chestii de făcut. Adică sunt super surprins cât de mult mă poate menține interesat de tot ce se întâmplă. Și în același timp, că nu mă plictisesc, adică mai devreme când am terminat videoul și am început direct pe următorul, pentru că chiar voiam să văd ce se întâmplă, să văd cum ajungem. Pare în calul ăsta cam plebeu, să fiu sincer. Facem așa un leacă cinematic să fie treaba. Oh, da! Să meargă așa cu cinematicul. Ce muzică tare! Damn, bă, băiatul, no? Foarte tare. Se simte ca și cum terminăm jocul, știi? Ca și cum ajungem acolo și toți o să murim sau ceva și o să fim capturați sau alte chestii.
Jones Boys. Ah, dar nu mai sunt ăștia aici, mă. Și-au luat toate și-au plecat. Pentru că nu mai e nimic pe aici. Sau, cred că a fost un raid pe aici. Da, pare să fi fost un raid pe aici. Da. Și mai probabil vin ăștia. Este în camera mea ce-o fi. Nu, no, cred că au plecat, mă. Look. Those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton? I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley. Oh, shit. Let's head inside. Gentlemen, be careful. N-am cuțit de sarung, nu? Ieși mă de aici. Am să iau eu pălăria aia ta, boss. Dacă te superi. S-ar ușa un Pinkerton. Ia, sunt jos, hă? Ne, de-aia de far n-am eu treabă cu ei. You're a dead man. Shit! Pe bune! Am ratat-o alea cam grav. Nu știu, ar putea să mai găsesc pe aici. Gun oil. Cu aici nu știu niciodată cât am nevoie. Chiar eu nu m-am mai întreținut armele, ce-i drept. Oh, scrisoare. Dear Uncle Tacitus, I do so Sadie. Hope you enjoyed your vacation. Lucky you. Leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. Huh? I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your eyes. We've gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. In Lacay, a small village just north of Saint Denis. It's buggy and muggy. But apparently neither some is of what let's say here. Please, come see us when you can. Yours. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Okay, boys, let's make in Lacay. Sper că mi-au luat, o păsteluță și toate alea. Să fie avut grijă totuși. Să iau calul ăla. Your horse is lost. Pepe Hands. Și am stat atâta să iau calul ăla. Hai să luăm pe ăsta, că ăsta părea destul de fain. Deci lângă Saint Denis în Lacay. Pot și eu să fac o baie, să fac partea, să nu mai arate ca ultimul hobo. Oh, ne duce fast travel acolo, nice. Păi și restul oare ce facem?
Băi, băiatule, mă, câtă aventură dau. Măcar mi-a crescut barba, că asta voiam de mult. Îmi place că și caracterul arată ceva, cum, ca și cum ar fi trecut prin ceva traume, damage de ăsta. Ce țin Arthur, care are ochii roșii, vene, fața roșie și tot așa. Încă nu e totul tras prin țiplă și arată perfect. A, aici sunt, bă, că... Hey, boys! Arthur! Arthur's here! Oh, Arthur! Oh, you're alive! Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Charles of you. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Păi și ceilalți? Ah, uite. Oh, look. Okay. How did you folks find each other? What happened? Can somebody give me a cup of coffee or something? Boss, Mrs. Adler, who saved us, Dutch? After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. E nebună tare. Place cum s-a tuns Charles. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. Aren't they jack sheep? We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton. Oh, come on. Detective Agency. Already? On behalf of Cornwall, Kerosene and Tar, the United States government and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come out with your hands up. Give them to a count of five, then give them everything. Actually, let them have it. Everyone get down! Oh, God. Everyone you can find. Arthur, follow me. This is real bad. Stay down, Ollie. Stai jos, boy, stai jos. Doamne ferește. O să încerc. De-aia focul arată mișto. Băi, eu sper că am arme. Shit, dă-mi pistoalele, fie. Facă-mi. Doamne, Sadie e așa de badass. Have my kids. Mamă, ce bine e să fii îmbrăcat așa cum vrei tu. Gata, mă. Ha, what's up, boys? Oh, no tip the dead eye.
Ești, mă, de aici. Ia vino, mă, încoa. Da, bă, dracu. Gata, gata. Nu-i vă, mă. Pe bune? Marș, mă, cu poliția ta cu tot de aici. Dacă Bill nu s-ar mai pune în fața mea, ar fi așa de bine. Ieși, mă, de aici. Iar? Jesus, frate, ce tensionant e totul. Hop, așa. Oh, l-am măturat pe ăsta. Încerc. E unul în spate care mă sâcâie. Bill, tu mereu ești het în pana mea. Ce s-a întâmplat? Who died? Tilly has died. God damn it. Bă, dar vin parcă prea mulți dintr-o dată și nu dau seama unde trebuie să trag. Sunt așa pierdut. Băi, băiatule, băi, băi, ce tensionat e tot. Pana mea, cală, pleacă de acolo. Oh my god, este Luța acolo. Nu poți să-l împuși pe ăsta. Fugiți, mă, dă-vă, dracu. Unde e ăla, Milton? Cine e asta? You saved us, Arthur. Oh, man. Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? Unde ne mai ducem? I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in oh, jail. Oh, shit. We'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! What must happen, John? Mesa, not now. I'm begging you to. They're gonna hang him and break my... the boy's heart. Please. Do something. Damn, boy. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. No. Yes, now. Maybe at Doyle's Tavern on Million Avenue.
ok? Oh, zici că-s vampir, frate, că m-au ajuns să arăt după atâta timp. Doamne, m-a ținut din misiune în misiune, chestia asta a durat o oră în total, toată nebunia asta așa. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Săracul Dutch. Care mi-a omorât calul, though. Oh, it's good to be back. Oh, mamă. Aia da barbă. Aia da barbă. Da, mă, băieți. Cam asta e tot pentru partea asta din Red Dead Redemption 2. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videoclipuri în acesta, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!